Militarii detașamentului de pompieri Câmpul Moldovenesc și pompierii civili de la Serviciile pentru Situații de Urgență Breaza și Moldova-Sulița au intervenit cu 4 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la anexele unei biserici adventiste din localitatea Breaza de Sus. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și exista pericol de propagare la construcția bisericii. Au ars o magazie cu suprafața de 100 de metri pătrați, o clădire în care funcționa o bucătărie și sala de mese, precum și camera centralei termice. Au mai ars aproximativ 14 tone de cărbune tip Cox și s-au degradat obiecte de mobilier, electrocasnice, elemente de tâmplărie și alte bunuri. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau deteriorat.